Salutare! Cred că e primul videoclip în care apar într-o cămașă. Nu mă întreba de la ce biserică... Nu mă întreba dacă am venit de la biserică... Nu-ți spun de la care biserică am venit. Dar hai să-ți povestesc ce ai de făcut în cazul în care ai pierdut actele mașinii sau vrei să cumperi o mașină fără acte. Ce e de făcut? Deci azi aflăm ce e de făcut în cazul în care pierdem actele mașinii sau dorim să cumpărăm o mașină fără acte în Germania. Păi, în primul rând, trebuie să aflăm ce trebuie făcut, unde trebuie mers, cum refacem actele, care sunt toți pașii pe care îi avem de urmat. În acest videoclip vei afla. Așadar, ce ai de făcut în cazul în care vrei să înmatriculezi o mașină a cărei acte sunt pierdute sau ți-ai pierdut actele propriei mașini, să zicem, de ce nu, Fahrzeugschein și sau Fahrzeugbrief, așa cum se numesc ele în Germania, adică talonul și sau cartea mașinii. Să începem. 1. Cu primul exemplu în care ai pierdut doar unul dintre cele două documente, talonul sau cartea. Acesta este cazul cel mai ușor de rezolvat. În acest caz, luăm documentul care încă ne-a rămas acasă și cu acesta ne prezentăm la Straßenverkehrsamt, biroul de trafic rutier. Anunțăm lipsa celuilalt document și solicităm o nouă eliberare a acestuia. Solicitarea va fi verificată, vom avea desemnat o declarație pe proprie răspundere, care costă în jur de 50 de euro. Pe urmă, în aproximativ 2 săptămâni, vom primi documentul lipsă, care va costa și el în jur de 15-20 de euro. Punctul 2. Exemplul numărul 2. Cazul în care nu mai avem niciun document al mașinii. Am pierdut atât cartea, cât și talonul acesteia. În acest caz, urmăm aceiași pași ca și la cazul numărul 1. Dar va trebui să furnizăm unele date, cum ar fi numărul de înmatriculare ori numărul de identificare al mașinii. În acest caz, intervin două variante. A. Cazul în care mașina este încă înmatriculată și B. Cazul în care mașina este deja radiată. În cazul A, aveți... nu aveți nicio grijă, deoarece toate datele se vor găsi în sistem fără nicio problemă. În cazul B, în sistem se vor găsi datele doar în cazul în care mașina nu a fost radiată de peste 7 ani. La fiecare 7 ani, datele se șterg din sistem. Se va cere o dovadă de la poliție dacă mașina a fost sau nu furată și se vor crea noi acte cu ajutorul unui centru TÜV sau DECRA, care vor identifica și reobține datele mașinii. Acum trecem mai departe la punctul numărul 3. Cazul în care vrei să cumperi o mașină fără acte. În acest caz, cel care trebuie să declare pierderea și să efectueze solicitarea eliberării noilor acte este vânzătorul. El ar trebui să stea răspunzător pentru actele pierdute și nu tu. Poți, bineînțeles, cu contractul de vânzare-cumpărare în mână să soliciți tu eliberarea noilor acte. Dar dacă mașina va apărea ca furată, vei avea direct probleme tu. Pe scurt, nu recomand nimănui cumpărarea de vehicule fără documente în nici un caz. Poate fi foarte scump, periculos și se poate ajunge până la pierderea libertății. Dacă după ce ați solicitat actele apare un al treilea proprietar, pe lângă tu și vânzător, cu actele în mână și zice că e de fapt mașina lui, vă aflați într-o situație fără scăpare. Dacă chiar vă doriți acest lucru, asigurați-vă 1000% că această mașină nu este furată și că nu a fost vândută deja către o a treia persoană. Simplu nu e, dar nu e nici complicat. La fel cum nu e greu să apeși chiar acum pe butonul de like, precum și cel de abonare, iar dacă mai ai ceva energie, poți să și distribui acest clip prietenilor tăi din Germania, fiindcă nu se știe niciodată care dintre ei are nevoie de aceste informații. Numai bine. Pa, pa!